Dacă sunteți în căutare de o plantă cățărătoare pentru arcade, garduri, pergole, eu știu, bolte și vreți așa ceva mai ieșit din comun, mai exotic, vă prezint astăzi Pasiflora și o să vă vorbesc despre gardul din spate și nu numai, că am pus gard din ăsta și prin alte părți ale curții. Eu o folosesc ca și garviu, dar repet, o puteți folosi într-o mulțime de decorațiuni, atât interioare cât și exterioare. Și apropo, pentru că o să mă întrebați, Elena, ne prezinți plante exotice, nu-i cum le cultivăm în România? Pasiflora are o grămadă de specii. Două dintre ele, o să le las numele complet pe ecran, se pot cultiva cu succes și în clime cu înghețuri, până la minus 20 de grade, din câte am citit și eu. Eu am 4 soiuri în curte, una dintre ele dătătoare de fructul pasiunii, nu toate dau fruct și nu toate dau fructul pasiunii. Este un singur soi care dă fructul pasiunii și are o floare colosală mare. Uite, de exemplu, cea din spatele meu sunt două soiuri, una cu o floare lila și una cu o floare mov. Imediat o să vi le arăt, să vedeți ce frumoase sunt. Astea nu dau niciun fel de fructe, sunt strict de decor, de arătat frumos și mirosit frumos. Are o creștere super rapidă, deci dacă vreți un gard viu care să se umple și să fie așa des și frumos, foarte rapid, ei, asta într-un an deja umplu gardul. Imediat să vă duc la un gard unde am plantat-o în toamnă să vedeți ce mare și frumoasă este. De asemenea, are un parfum foarte dulceag. Nu este ca iasomia să-ți umple curtea de miros, dar când treci pe lângă ea, mai ales la răsărit și la apus, miroase delicios. Are un miros foarte dulceag. Nu e asemănător așa cu un parfum specific, cu ceva, o floare cunoscută, dar, repet, are un miros foarte suav, dulceag și dacă ar fi să-i găsesc așa un minus, crește foarte mult în puieți, adică o grămadă de puieți, asta dacă o crești în pământ, bineînțeles și la ghiveci se întâmplă la fel. E ușor invazivă, aș spune eu, cât și în cățărarea ei, dar și în puieți. De asemenea, atrage ca orice garviu țânțari, adică și edera și alte plante cățărătoare au chestia asta de a aduna musculițe, țânțari și alte chestiuni, asta în cazul în care vă deranjează. Ia, hai să întorc camera să vă explic puțin cum stă situația cu ea. Am două specii înflorite, mai exact aceasta. Uitați-vă cât de minunată este floarea. Are așa dublu de petală, adică verde și un mov. Ia să vedem dacă putem să o arăt în detaliu. Vedeți, aici are două petale, după care vine rândul ăsta de, aș spune pistil, dar tot așa sunt niște petale. Încă un rând aici unde este movul ăsta mai mititei, după care aici este polenul, ia uitați-vă, iar ăsta vine a fi o atracție pentru insecte ca să vină să polenizeze floarea. Vă spuneam că am specia asta pe lila înflorită și hai să căutăm și una mov. Fiți atenți că e plin de albinuțe care polenizează florile. Iar aici o am, ia uitați-vă, pe un mov așa fucsia. Uite, aici se vede mai bine, vedeți că floarea este ușor diferită. Chiar și aici de desubt, albinuța nu o deranjăm prea mult. Diferă florile, ea practic asta pe care o am eu aici pe gardul din față nu face fruct, e doar decorativă. Și asta de aici, pe care o am chiar lângă casă, are, să zic, 2 sau 3 ani. Rezistă cu brio la îngheț, e adevărat că la mine înghețul se rezumă la luna ianuarie și doar pe perioada nopții. Se usucă aici, în zona asta de sus, dar la rădăcină nu are niciun fel de treabă, nu îngheață, nu se ofilește, nu nimic. Am pus una în primăvara aceasta, de vreo 2 luni, a crescut atât, vreau să umplu și acest gard cu pasiflora, asta fiind un alt soi de pasiflora, cu o floare mult mai mare decât cealaltă și este o floare albă. Vedeți, e încă îmbobocită și, repet, are o creștere colosală, adică în câteva luni era o tufă mică, mai mică ca piticul ăsta, uite, cam ca asta, tufa asta mică, și a crescut până sus pe gard. Până în toamnă o să umple tot gardul ăsta de aici. Aici la dos, pe gardul ăsta, am pus din același soi din față și uitați-vă cât a crescut. Asta am pus-o în toamnă, deci în toamnă a crescut aici și pe partea din fața gardului tot atâta. Extraordinară, n-ai treabă cu ea. Asta de aici este din primăvară. Asta și înflorit, are floarea asta albicioasă. Vedeți că diferă puțin și frunzele. Dacă ne uităm cu atenție la frunze, vedem diferența. Căci
asta de aici, cu frunza asta lată, este soiul care dă fructul, fructul pasiunii. Vedeți că frunza este mult mai lată, tulpina este groasă, bățoasă, lemnoasă, iar astea, tulpinele sunt mai subțirele, așa. Se vede diferența între ele, care este de decor și care este dătătoare de fruct. La asta am și denumirea, că i-am păstrat-o aici. Asta este nou venită și am spus are o floare ușor albicioasă. Este nou venită în primăvara asta și era o tufă atât de mică și uitați-vă cât a crescut în câteva luni. Toate soiurile de pasiflora se pot crește cu succes și la ghiveci, fie că țineți ghiveciul în exterior și îl băgați iar în interior, fie că îl țineți numai în interior, fără probleme, crește voioasă, minim de îngrijire, adică nu este o plantă pretențioasă. Ce dulceac miroase chiar și acum în zona asta. Ce vreau să vă mai spun este că dacă găsiți pasiflora care face fructul pasiunii, o puteți cultiva cu succes în casă ca floare lăsătoare și poate să vă dea și fruct circa la an. Cam așa, bineînțeles, depinde de locul în care o țineți. Foarte important, iubește lumina. Vedeți că la mine stă în plin soare, în plină lumină toată ziua. Și am mai spus eu că soarele meu este extrem de periculos. Eu stau în fața plăjii, avem un soare foarte arzător, deci îi place expoziția la lumină directă, maxim și cât mai multă cu putință. De asemenea, se adaptează și la zone de semiumbră fără probleme. Dacă o lăsați direct în pământ iarna în exterior, ce vă sfătuiesc este să puneți un pat de paie la baza tulpinii, să o tundeți dacă vreți, să o lăsați la dimensiuni minime, în cazul în care nu vreți să vă astupe tot gardul, și dacă aveți perioade de îngheț masiv, adică luni întregi de îngheț, să o acoperiți cu un ciolofan până anul care vine. Asta în cazul în care nu aveți cele două specii care rezistă la îngheț. Dar eu vă recomand întotdeauna să puneți un pat de paie la bază, la rădăcină, ca să țină de cald, și un ciolofan să o acoperiți. Să prevenim, adică de ce să ne riscăm, că putem să prevenim. Și cam asta cu pasiflora, garviu minunat, așa ușor exotic, care, repet, se poate cultiva cu succes și în România. Sper că vă este de interes acest video și îmi spuneți dacă aveți și cum vi se pare. Mie personal mi se pare o floare atât de deosebită și era să uit, înflorirea durează din mai, de la începutul lunii mai, până în iarnă aproape. Acum, na, depinde și de căldura de care sunteți disponibili, mai exact de zona în care locuiți, dar la mine înflorește, repede, la începutul lui mai până aproape de decembrie, când vine înghețul și frigul. Cam atât despre pasiflora. Dacă mai aveți voi informații de adăugat, vă aștept în comentarii, sau dacă aveți întrebări referitoare la planta asta, tot așa, ne vedem în comentarii. V-am pupat! Pa, pa!